Sărbătoarea coșurilor pascale este un eveniment organizat de Primăria Gura Humorului în colaborare și cu acordul parohiilor ortodoxe Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Sfântul Gheorghe Voroneț și a Bisericii Romano-Catolice Sfânta Treime, toate din orașul Gura Humorului. Manifestarea urmărește stimularea persoanelor care păstrează tradiția pascală autentic bucovineană și promovarea stațiunii turistice Gura Humorului. Evenimentul este apreciat atât de publicul local, cât și de turiștii sosiți în zonă în perioada Sfintelor Sărbători. Sărbătoarea coșurilor pascale s-a consumat pe spanada Muzeului Obiceiurilor Populare din Gura Humorului. Despre asta e vorba. Suntem la 11-a ediție a Festivalului Coșurilor Pascale. Ne bucurăm că suntem împreună, ne bucurăm că putem oferi turiștilor și celor care s-au deranjat în a doua zi de Paști să vină aici să vadă bucate din bucătăria tradițională a orașului Gura Humorului, a Voronețului, a mănăstirii. În esență, bucuria de a oferi este mult mai mare decât aia de a primi și noi bucovinenii asta ne place să împărtășim. Și vă așteptăm cu drag în Bucovina. Și la ediția a 12-a va fi coșul mult mai bogat și speranța că poimâine va fi mai bine decât ieri. Participanții au fost îmbrăcați în costume tradiționale specifice zonei și etniei. Fiecare participant a avut un coș pascal pregătit tradițional, așa cum se obișnuiește, a fi dus la sfințire. Produsele din coșul pascal au fost pregătite doar în propria gospodărie și au fost oferite spre degustare publicului spectator.